În 42 eu am plecat ca voluntar în regimentul 21 artilerie Slatina Olt. După perioada de instrucție, ne-a pornit pe front. Și cum se spune în Rusia, la Milerov. Am luat front și am mers de la Milerov până la fostul domnului. Noi cu frontul, câteva sute de kilometri. În memoria bunicului meu, decorat în luptele de la Odessa. Aceasta este prima scrisoare pe care am reușit să ți-o trimit. Am scăpat de instrucții și acum sper să am mai mult timp. Sunt într-un tren militar ce ne duce spre Odessa lent. Momentan dinspre orizont au doar sunete de bombardament. O să participăm la eliberarea orașului, nu cred că va dura mult. Suntem toți entuziasmați, eu nu parcă simt că o să îngropăm în pământ. Vă transmit cu drag toate cele bune. În fiecare gara am fost întâmpinați în Urale de multă lume. Gazeta locală scrie că suntem pregătiți bine. Te rog să mă crezi că ai fi fost tare mândră de mine. Sunt un norocos soldat în regimentul de infanterie. Războiul nu e atât de dur, veteranul ăla nebun nu încerca decât să ne sperie. Mâine ajunge la linia de front, nu-i spune ziua cea mare. Am făcut o poză în uniforma mea, o să o primești luna viitoare. Arde nerăbdare să-l snovesc pe Ivan cu patru puștii mele. Am înțeles că sunt slăbiți și au destule probleme. Știu că suntem de partea binelui și avem sorți de izbândă. Am învățat în casarmă că avem o putere cruntă. A noastră armată e neînfrântă. Sper să-ți dau și alte vești bune cât de curând. Trei să închei, l-am auzit pe comandant urlând, probabil coborâm. Deși sunt plecat de puțin timp, îți țin lipsa, simt că nebunesc. Mi-e dor de tine, de-ai mei, și abia aștept să vă văd. Te iubesc. Iar în cortul domnului am stat acolo cam în termen de vreo 3 sau 4 luni, până ce a rupt rușii frontul la Italie. Și dacă a rupt frontul la Italie, ne-am mutat pe noi în locul italienilor pe frontul ca să stabilească frontul. Sunt patru patrule câțiva în spate, îmbrăcați în haine de stradă. Militare ai armatei din care fac parte se pregătesc parcă pentru paradă. Ăștia-ți bocanci, asta e ranița, doar rupt cintancii. Tragi cât vezi cu ochii, nu se ține cont de numărul de morți. La noi în unitate, dacă nu riști, trebuie să fii cel tras la sorți. Porți aceleași haine, parcă-i tortură. Visezi la decorațiuni, parcă-s copil. Am viziuni despre un avânt infailibil. Mă văd deja în linia întâi cu ai mei. Dar până atunci trebuie să trec de mâncare aproape inutilă, masa de prânz de după trei. Mai am câteva luni, sunt din vechea gardă. Ăștia devin acum parcă toți nu vor să creadă ce se întâmplă. Pistoale la sâmplă și amenințări, tactici comuniste, ostate și mustrări. Hărți ale războiului, dorul de tine, chinul din mine. Ce se ține sunt doar umbre ale ecoului. Eu plecasem voluntar cu decizul de aici, cu Ion Bălăcean, care ăsta a rămas pe front, în cortul domnului. Cum spusei, acolo când am venit în retragere, noi ne-a prins un bombardament pe drum. Așa ceva nu trebuia să se întâmple. Este îngrozitor la cât ce ne asista aici. Îmi smâcnește sângele întâmple. Am crezut că stăm în grob și tragem în gol. Plouă cu fier, ăștia sunt groazni și nouă milă deloc. Am avut și primul asalt, mi-am pierdut arma din mână. Prin fum și explozii și urlete și le visez de o săptămână. Sunt bolnav și murdar, în stare de șoc îmi iau botezul. Contactul cu războiul mi-a dus la extrem crezul. În acte teribile mor camarazii secerați în iarbă. Ne respinge reciproc atacurile, ăștia nu știu să piardă. Nu mai simt nimic când îi dobor. Am luat și prima viață când veneau marșuri interiți de alcool. Intru-n panică, sărgem cu țipa la mine la un val. Descarc mental în ceea ce pare a fi un alt val uman. Am sânge, noroi și ulei pe față. Am sârmă ghimpată, cadavre și gropi în față. Tinerii pionieri deschid calea și se opresc în eternitate. Când ucit sunt decorat pentru impresionante fapte. Nu am venit aici pentru așa ceva. Războiul ăsta nu e al nostru, nu știu de ce am făcut asta. Mintea mea este răvășită, sunt complet distrus în interior. Cred că trebuie să-mi retrag cuvintele care ți le-am scris anterior. Și acolo dacă ne-a prins bombardamentul ăla, noi am făcut un fel de instalație pentru ca să luăm pe poziție, pe să ne apărăm. Și ne-am împrăștiat tunurile, patru tunuri în patru părți. Sunt actorul rănit, actorul răpit de schizofrenia. Urci acum obuze pe mulți, acuprins tâmpenia. De la patul vecin se aud scâncete. Unii care erau cu mine în batalion acoperă pământul cu mișcări încete. Nu mai vreau să văd uniforma, nu mai mă simt în forma optimă. Toți se agită, unii vomită, mamă, am o stare cumplită. Iubita mea, nu mă uita, rămân același fiu plin de curaj. Nu știu ce mi-au făcut ăștia, că de când sunt aici simt că mă strâng orice bani.
banal. Cât mai am de trăit, ajutați-mă cu ceva. Simt cum se scurge seva, orice-mi sună în urechi. Risc ca mă enerva, încep să tremur, sac din pat. Simt cu tremur mișcări de pământ. În fiecare noapte mă visez adormind de mormânt. Simt cum mă sfârșesc, am trecut de al doilea război. Sunt plin de noroi, de vină sunteți voi. De vină sunteți voi.